своими глазами. La ziua de astăzi, Inspectoratul de Poliție Municipal Bălți, de comun cu colegii noștri din teritoriu, din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, Direcția Regională Nord, Inspectoratul Național de Securitate Publică, Direcția Regională Nord și colegii din cadrul serviciului SMURT, precum și alte organizații din teritoriul municipiului Bălți, care sunt partenerii noștri. La inițiativa Inspectoratului General de Poliție suntem invitați la desfășurarea Zilei Internaționale a Familiei, care a fost sărbătorită la data de 15 mai, unde Direcția Regională Nord a Inspectoratului General de Carabinieri a dat curs invitației Inspectoratului de Poliție Bălți și ne aflăm aici împreună pentru a demonstra că anume Ministerul de Interne cu subziunile acestuia sunt pentru aceea ca să ofere noi posibilități pentru tineretul care se află în țară ca să fie aici în țara noastră, să lucreze aici, să fie alături de familie, ca să fie familiile împlinite și în acest context noi ne-am organizat cu acest scop ca să venim cu unele informații cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, că la moment sunt funcții vacante la funcție de inspector, unde fiecare tânăr angajat în cadrul pot să angajeze în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri să fie aici alături de familie, ca împreună în fiecare an, pe data de 15 mai, să sărbătorească Ziua Familiei aici, acasă, în Republica Moldova. Am organizat un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Familiei, care la rândul său a fost pe data de 15. Deși așa mai târziu s-o primit la noi la ziua de astăzi, deoarece am reușit să adunăm toți colegii, toți partenerii noștri la ziua de astăzi, pentru a prezenta careva informații, deoarece știm că familia trebuie să fie o familie întreagă, trebuie să fie o familie responsabilă. De Ziua Internațională a Familiei, desigur că noi le-am dorit celor care au venit astăzi la acest eveniment să aibă o familie puternică, o familie responsabilă, o familie plină de dragoste, deoarece cunoaștem că chiar și cei primii 7 ani de acasă, ei vând din sânul familiei. În familie noi învățăm cum să fim mai responsabili, mai obiectivi, așa putem spunem, să începem acele activități de la bun început care ne vor caracteriza și pe perioada deja când o să fim în instituțiile de învățământ sau instituțiile universitare. La fel, noi am atins și problema legată de violența în familie, deoarece la nivel național a fost lansată o campanie pe domeniul respectiv. Ne cătăm la fapt că în municipiul Bălți cazuri de violență în familie sunt în scădere, la nivel național acestea au o rată mai majoră, așa putem spune, și ne cătăm la situația respectivă. Noi, ca măsură de prevenție, organizăm astfel de evenimente. Tot în același timp vreau să le aduc la cunoștință la locatarii municipiului Bălți că pe perioada unei luni de zile avem o campanie pe domeniul violenței în familie. Desigur că ne cătăm la faptul că totuși suntem în scădere pe teritoriul municipiului Bălți așa tipuri de infracțiuni, vin cu recomandări de a avea o înțelegere în familie, de a nu aplica forță fizică, de a nu aplica violența psihologică față de cei dragi și de asemenea, pentru a avea o familie prosperă, o familie plină de dragoste, noi trebuie să respectăm inclusiv ceea ce ține de mediul familial și inclusiv ceea ce se întâmplă în societate.